12 elevi și 5 cadre didactice de la școala gimnazială Gheorghe Lazar din Salău pleacă la sfârșitul acestei săptămâni în Croația în cadrul unui proiect Comenius. Potrivit Claudiei Radu, directorul adjunct al școlii, este prima vizită din cadrul proiectului Empowering Youth for Media. Delegația de la Zalău, urmând să participe timp de 10 zile la școala parteneră din localitatea Belica, la cursuri de limbă croată, la ateliere de presă, dar și la lecții curente, ținute de cadrele didactice de acolo în limba țării gazdă. Elevii și dascălii de la școala Gheorghe Lazar vor vizita alături de colegii lor turnul de televiziune din capitala croată Zagreb. O delegație din Belica va întoarce vizita anul viitor.